Cei trei polițiști de la Soroca cercetați pentru tortură încă nu au fost audiați de procuror. Șeful procuraturii din oraș a precizat pentru TV8 că audierea lor este planificată vineri. Răgazul le-a fost acordat pentru a-și găsi câte un avocat și ancheta de serviciu desfășurată de Serviciul Protecției Interne este în plină desfășurare. Potrivit șefului de la Spia, cei trei au fost audiați, la fel și persoanele bătute. Deocamdată nu a fost stabilită vreo sancțiune în privința lor. În acest scandal sunt vizați trei subofițeri ai Serviciului Patrulare al Secției Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Soroca. Aceștia au fost suspendați din funcție pe perioada anchetei de serviciu. La această etapă, ancheta internă este încă în derulare. Atât persoanele vătămate, cât și angajații poliției au fost audiați. Se efectuează și alte acțiuni necesare, după care se va decide ce sancțiuni disciplinare vor fi aplicate, a declarat Vladimir Viscun, șeful de la Spia pentru TV8. Între timp, cei trei polițiști figurează și într-un proces penal, pornit deja de Procuratura orașului Soroca pentru fapte de tortură. Aceștia însă nu au fost audiați în cadrul procesului penal, fiind așteptați la procuratură vineri ca să fie recunoscuți în calitate de bănuiți. Și intuiesc că nu au deocamdată nicio restricție de deplasare, dar sunteți convinși că sunt pe loc, nu au fugit undeva? Pe loc, evident, sunt pe loc. De ce vă face să fiți atât de convins? Evident, cunosc că sunt pe loc. Deși cazul s-a produs în noaptea dintre 30 spre 31 ianuarie, opinia publică a aflat vineri, după ce imaginile au fost încărcate pe un canal specializat de Telegram, fiind mai apoi preluate de instituțiile media. La câteva ore distanță, Inspectoratul General al Poliției a confirmat cazul, dar a negat că ar fi încercat să tăinuiască incidentul. Imaginile luate de pe o cameră de supraveghere arată momentul în care un polițist îl trage afară pe bărbat, aflat pe bancheta din spate a mașinii de serviciu. Mai apoi, din motive necunoscute, lovește cu picioarele, după care îl escortează la inspectorat. La întreaga scenă au asistat și alți polițiști. Cazul de agresiune a ajuns și în vizorul oficiului avocatului poporului, care s-a autosesizat și va verifica, printre altele, acțiunile polițiștilor în raport cu persoanele care se aflau în custodia lor.